Bună seara! Sunt Narcis Daju și vă invit să rămâneți alături de noi pentru o nouă ediție a emisiunii Panoul de Onoare. În această seară mă onorează cu prezența în studioul Gorj TV domnul Cornel Vișoianu, președintele Fundației Delta. Bine ați venit, domnule Cornel Vișoianu! Bine v-am găsit. În primul rând, telespectatorii care ne urmăresc la această oră cred că așteaptă să afle dacă mâine, poimâine, peste o lună preluați sau nu organizația din Gorj a Partidului Conservator. Cu siguranță vom avea un răspuns în această seară, mai mult sau mai puțin diplomatic. Tot în această emisiune vom vorbi despre ce ar putea aduce nou Cornel Vișoianu în politica gorjeană, despre prezența dânsului din ultimii ani în viața publică a județului, despre ce a adus benefic gorjenilor Fundația Delta. Să începem cu începutul. Preluați Partidul Conservator la Gorj? Domnul Daj, au fost da, mai multe discuții, nu numai în zona respectivă. Am avut discuții, cred că majoritatea, să spunem, partidelor politice, nu în ideea neapărat a unei implicări personale, ci în ideea de a încerca, într-un fel sau altul, să schimbăm câteva elemente de atitudine, de mentalitate, de a încerca să facem lucrurile poate puțin altfel, pentru că nu numai Gorjul, dar România în ansamblu ei, în momentul ăsta, are nevoie da. Ea este, într-un fel, cred că, așa cum era acum 120 de ani Franța, este însetată de seriozitate. Dar prea mult parcă au derapat lucrurile până în acest moment și cred că lumea ajunge la o anumită limită. Nu din punct de vedere, să spunem, al așteptărilor, pentru că omul se obișnuiește practic cu mai multe rele decât s-ar părea la prima vedere. Problema este că țara este în momentul de față într-un moment de răscruce, datorită conjuncturilor interne, externe, datorită a ceea ce se întâmplă și, în mod evident, cred că este nevoie ca fiecare dintre noi, în măsura în care putem, să facem câte ceva, ca persoane, să spunem, publice, care avem la un moment dat un cuvânt de spus, care putem, prin ceea ce facem, dar să aducem, așa zis, da, element de plus valoare și putem și mass media, deopotrivă, și oamenii publici, nu mă refer în mod special la politicieni. Ei ar fi, evident, primii care sunt chemați să facă treaba asta, dar, în principiu, atâta vreme cât politica se face în folosul comunității, da, ea poate să aibă și niște efecte benefice. Altfel, sunt lucruri de moment care sunt trecătoare și, așa cum unii au fost puși și scoși după anumite posturi, cum s-au făcut și se fac în continuare diverse jocuri și se poartă diverse bătălii, este foarte posibil ca aceste bătălii să se repete. Și cred că este cazul ca să ne oprim la un moment dat, să facem o diferență clară între ceea ce înseamnă specialiști și ceea ce înseamnă, da, efectiv, politica. Da. Politica ca element de susținere a societății. Nu mi-ați răspuns, dar să știți că nu a scăpat. Să încercăm să ne reamintim că ați participat în campania electorală din 2008. Aici ați vizat un post de deputat pe colegiul numărul 5. Da. Ați fost primul sub linie, al doilea, la vreo 2000 și ceva de voturi de domnul Popeangă. Atunci bănuiesc că ați luat prima dată un contact real cu ce înseamnă județul Gorj și mediul politic din Gorj. Probabil că. Da, a fost o perioadă, da, recunosc, deci este un lucru cunoscut de pionierat, în care am învățat o grămadă de lucruri, în care am ajuns efectiv ca să cunosc, sau cel puțin la vremea respectivă credeam că cunosc, dar abia ulterior am reușit să identific o sumă întreagă de idei, de atitudini, de obiceiuri, de cutume, să spunem, de natură locală, de comportamente ale oamenilor, de, mă rog, năravuri și așa mai departe, care, dacă le-aș fi știut înainte, probabil că rezultatele ar fi fost altele, în sensul că fie nu m-aș fi implicat într-o astfel de bătălie, fie aș fi dus această bătălie cu alte tipuri de resorturi și cu alte mecanisme. Dar nu regret deloc, pentru că a fost o experiență bună. Există, evident, în fiecare dintre noi, oricât am fi de ipocriți, oricât am fi de cinici, dar există o urmă în fiecare dintre noi, da, de
știu eu, de bunătate, să spunem, de respect, există o urmă de rușine. Și treburile astea toate, la un moment dat, te motivează într-un sens sau altul. Eu, în toată perioada asta, fără ca să cer niciun fel de știu eu, de recunoaștere sau de poziție, pentru că a fost, până la urmă, un joc al meu, da? A fost un meci pe care eu l-am pierdut. În mod evident, am încercat să fac câte ceva în virtutea, să spunem, unor promisiuni pe care le-am făcut la un moment dat. Nu promisiuni ferme sau punctuale vis-a-vis de anumite persoane, ci vis-a-vis de anumite principii pe care am încercat, da, și cred că am reușit ca să le respect. Ca persoană privată, fără să aveți vreo demnitate. Da, în mod evident. Ăsta este și motivul pentru care, atunci când am făcut aceste aplicații pentru proiecte, dar primul meu gând a mers către județul Gorj. Și, în mod evident, am venit aici, am discutat cu prefectul, cu președintele Consiliului Județean, am discutat, mă rog, cu factorii de decizie din, da, județ și sunt bucuros că am primit, să spun, la momentul respectiv, am primit, cum s-ar spune, o undă verde. Da. Am făcut mai multe aplicații, mai multe proiecte. În intermediul fundației de la, da, pe care o prezidați. Evident, da. Și iată că am reușit, da, în afară de alte proiecte care sunt în afara județului, mă refer la parteneriate, pentru că am parteneriat și cu Consiliul Județean Argeș și cu Dâmbovița, unde de asemenea există un proiect care se desfășoară tot așa în condiții bune. Da, aici am reușit ca să aduc două proiecte, să derulez două proiecte, ceea ce nu înseamnă puțin, pentru că 7 milioane, da, de euro fără TVA este totuși, cum să spun eu, o sumă importantă, zic eu, care presupune la un moment dat chiar însăși, da, să spunem, mica industrie orizontală de servicii, presupune la un moment dat niște lucruri care sunt benefice. Care sunt obiectivele acestor două proiecte? Ele sunt în axa 6, pe axa de incluziune socială. Se adresează categoriilor, să spunem, defavorizate. Pe de o parte, copiii care se află în risc de abandon școlar, copiii cu probleme cu dizabilități și copiii care sunt într-o formă de defavorizare datorită sărăciei, și pe partea cealaltă, femeile. Da? Femeile care realmente reprezintă, poziția femeii în societate reprezintă o problemă. Pe de o parte una de mentalitate, pe de altă parte una de conjunctură, pentru că aici fiind o zonă care este specific, să spunem, minerească, bărbătească mai ales, da, există un decalaj, da, al acestui raport destul de mare, defavorabil femeilor, da, pentru că după 89, da, toate aceste, să spunem, industrii colaterale, da, directe, indirecte, da, s-au diminuat. Da, și, practic, reîntoarcerea către agricultură și celelalte lucruri au creat. Plus valoarea niște care ați adus-o până acum prin Fundația Delta în viețile oamenilor simpli. Cum ați identificat acest beneficiar și ce li s-a întâmplat? Procesul este destul de complex. Este un proces greu, pentru că prima dificultate a fost exact asta, de a identifica, să spunem, într-o formă sau alta, publicul țintă. Da? Unul dintre indicatorii noștri pe care îi avem ca și obiectiv final este de a școli, dacă se poate spune așa, de a pregăti 2800 de femei. Evident, nu numai din județul Gorj, dar în majoritate, în mare majoritate din județul Gorj. Și până acum avem, da, peste 1300 de persoane care sunt înregistrate în cadrul proiectului. Sunt, dintre ele, 1100 sunt femei care au fost deja consiliate, mediate. Am făcut consiliere psihologică, consiliere dintre asta familiară. Da? Am încercat să le învățăm cum se poate dobândi, să spunem, da, un loc de muncă. Da? Pentru că sunt niște lucruri de, cum să spun eu, de rutină, dar care de regulă lipsesc, da? Mai ales oamenilor care sunt într-o anumită situație. Ei au fost obișnuiți cu un anumit sistem, un anumit mecanism. Da? S-au dus, au lucrat într-un anumit loc și mai departe, și la un moment dat brusc se produce o restructurare. Sunt dați afară mii de oameni și în contextul respectiv multă lume intră în panică și este firesc, pentru că e vorba de siguranța zilei de mâine. Iar din punctul de vedere al calificării, avem deja începute 10 grupe care au pornit în urmă cu câteva săptămâni, o lună de zile, pentru că le pornesc progresiv, de câte 28 de persoane. Deci sunt în procesul de cursuri, sunt deja, da, aproape 300 de femei. 30 dintre ele, pe partea de IT, de calculatoare, deja au terminat și au căpătat aceste diplome. Am făcut o bursă a locurilor de muncă și pregătim o alta pentru primăvară, după ce vom finaliza aceste cursuri, pentru că
Noi încercăm să fim un fel de piață, să spunem, da? Un fel de loc în care se întâlnește cererea cu oferta. Nu este suficient. Discutam chiar astăzi la întâlnirea COJES-ului, a Comitetului pentru Egalitate de Șanse la prefectură. Discutam cu domnul președinte că Illinois-ul nu e suficient să le școlim, dar trebuie la un dat dacă să le și integrăm, adică trebuie să și găsim oportunități. Iar aceste oportunități țin foarte mult, da, extrem de mult de factorul politic, țin de dezvoltarea economică a județului până la urmă. Apropo de asta, ați fondat aici un centru de investiții și, ca să fim sinceri, după conferința de lansare a acestei structuri, nu știu să se mai fi întâmplat ceva. Scopul acelei conferințe a fost pur și simplu, de a deschide o oportunitate, de a lansa, dacă vreți, o idee, pentru că, așa cum vă spuneam și înaintea începutului emisiunii, practic, aceste fonduri structurale pe care noi le derulăm, uite, acum peste 2 săptămâni, peste 3 săptămâni, se mai deschid niște strigări, niște așa numite call-uri pentru proiecte și o să depunem și alte proiecte, tot așa, în parteneriate, da, fie cu Consiliul Județean, fie cu primării, fie cu instituții locale, tot în zona asta a socialului. Dar aceste fonduri se termină. Da? În 2013 este ultimul an de implementare și cu prelungirile o să meargă probabil undeva până în 2014 inclusiv. Dar, practic, la 1 ianuarie 2015, toate aceste finanțări vor fi înghețate, se vor fi terminat. Bune, rele, curată, dar absorpție mică, mare, da, este practic problema, până la urmă, dacă vreți, a capacității de absorpție a guvernului. După 2015, toate aceste mecanisme de atragere de fonduri, de resurse, da, de susținere colaterale pentru diverse tipuri de proiecte, inclusiv cele de natură, știu, a rezolvat probleme de infrastructură, de natură, de a rezolva problemele din agricultură și mai departe, se vor face în sistem de parteneriat public-privat. Este o lege foarte nouă, asta a și fost, deci a fost în practic, dacă vreți, într-o premieră națională, pentru că noi aveam pregătit acest simpozion, funcționam la un moment dat pe legea veche, cu o săptămână înainte de simpozionul nostru a apărut legea în forma nouă, care vine și este în spiritul da, prevederilor și mecanismelor, normelor europene. Ori asta presupune la un moment dat ca să existe un proces de inițiere a acestui parteneriat. Deci trebuie ca primarii, șefii administrațiilor, consiliile locale, șefii de instituții, trebuie să-și identifice problemele respective și să le facă publice. Făcându-le publice, trebuie să fie în măsură ca să atragă diversi potențiali, știu eu, parteneri, respectiv investitori, care să se asocieze cu ei într-un sistem în care statul este minoritar, deci responsabilitatea este majoră în zona privată, bineînțeles, și ulterior să atragă fonduri și, mă rog, resurse de investiții. Fonduri de investiții, credite bancare, da, fonduri europene și așa mai departe. Iar bătălia va fi foarte, foarte dură, foarte grea, pentru că deja aceste fonduri se vor negocia și se vor atribui, da, de la Bruxelles. Adică prin instrumente specifice, dar vor intra într-un coș unic în care te vei bate cu neamțul, cu italianul, cu francezul și așa mai departe. Din 2015 încolo, da. Nu mai există fondurile post-aderare, fondurile structurale, care practic aveau ca rol, primele astea de preaderare au avut ca rol pregătirea, dacă vreți, da, a structurilor. Și aveau o adresă clară. Ele au fost alocate în mod special unor elemente de natură, să spunem, materială. Adică se ocupau de ca ONG-urile, instituțiile, administrațiile, da, să-și ia dotări, să-și cumpere calculatoare, mașini, imobile, să repare, să restructureze și așa mai departe. Astea structurale vin și intervin direct asupra problemelor specifice, pornind de la premisa că a existat deja o capitalizare, să spunem, da, a instituțiilor și a societății civile în ansamblu ei, după care se deschide o piață liberă care pur și simplu cel care va veni cu proiectul cel mai bun, cel mai fezabil și care se va încadra, se va înscrie în niște priorități regionale, zonale, locale și mai departe, va fi cel care va câștiga, va avea câștig de cauză, pentru că este vorba de profesionalism. Și ăsta este, de fapt, în esență, marele nostru câștig. Da? Am format niște echipe bune de oameni aici care au învățat să lucreze cu fondurile respective. Este extrem de complicat. E chiar mai complicat decât să lucrează într-o instituție publică. Pentru că toate mecanismele de achiziții, toate mecanismele de cum să spun eu, de resurse umane, de tot ce înseamnă proiectele de dezvoltare, partea de cercetare, deci toate intră în responsabilitatea unui grup de oameni care asigură un astfel de management și care
practic sunt pur și simplu selectați din piața liberă. Noi avem niște, am aici, da, bucuria, am constatat că sunt niște tineri, niște copii care sunt extrem de bine pregătiți și chiar dacă am schimbat o bună parte dintre ei, pentru că unii n-au reușit, n-au ținut pasul, cum s-ar spune, de cu lucrurile, da, se creează în timp o echipă. Ori, dacă asta o punem alături de procesul de restructurare, da, de reformă administrativ-teritorială, pentru că e indiscutabil o să ajungem în formula de regiuni. Asta este un lucru clar și asta este direcția, da, nu numai, da, care dorită de nu știu cine din zona politică, este o directivă europeană, da, pentru că e vorba de o gestiune a unor interesuri, a unor grupuri care sunt undeva în jurul a 2-3 milioane de oameni, care sunt mai ușor de gestionat prin natura posibilităților de comunicare, de identificare a problematicii, a nevoilor și așa mai departe, a specificității locale. Ori este clar că vom avea aici la nivelul Olteniei, da, o regiune. Că ea va fi mai în stânga, mai în dreapta, mai mare, dar oricum ea va cuprinde mai mult decât un județ. Vor fi probabil 4, 5, 6 județe care vor fi în această zonă. Evident că această zonă va avea un parlament local. Acest parlament va avea reprezentanți din toate, să spunem, fostele județe, da? Și se va crea un fel de mini-parlament, exact cum sunt landurile germane, de cum sunt cantoanele elvețiene și așa mai departe. Da? Aceste parlamente regionale vor gestiona în principiu 80%, da, ca și este firesc și normal, din bugetul centralizat. Deci statul va rămâne cu elementele lui de natură strategică, nucleare, știu, aerospațiale, securitate, armată și așa mai departe. Dar problemele specifice care țin de sănătate, de învățământ, de forță de muncă, de tot ceea ce înseamnă partea de economie, industrie, agricultură, turism și așa mai departe, vor fi chestii specifice. Centralizate. Și atunci ele vor fi la nivelul regiunilor, da, vor exista niște, să spunem, miniștri, dacă vreți să le spunem așa, care vor fi responsabili de anumite probleme, cum este la Parlamentul European, și acești executivi, da, vor coordona niște instituții regionale și atunci va fi o bătălie, pentru că în momentul ăla va apare o competiție serioasă. Da. Gorjul va trebui să se bată cu Dojul, să spunem, dacă ne raportăm la fostele, da, la vremea respectivă, fostele structuri administrativ-teritoriale, cu Vâlcea și așa mai departe. Și o să fie o bătălie pe fonduri, ori cu cât ai mai mulți oameni pregătiți, cu cât vei avea posibilitatea la un moment dat ca să vii cu proiecte coerente, cu cât vei avea o deschidere și o transparență mai mare la nivelul administrației locale, care va funcționa în acești parametri noi, cu atât va fi mai bine. Și este bine ca Gorjul să fie pregătit, este bine ca noi să avem oamenii respectivi care la vremea când se va construi, că da, va fi acel parlament, dar va avea și o structură executivă și acolo vor trebui să meargă niște experți. Ori noi, în momentul de față, cred eu că am început să pregătim astfel de experți, da? Sunt niște copii care sunt tineri, au, știu eu, 2, 7, 5, 10 ani de experiență, dar care au simțit și au înțeles, da, care este calea, care este drumul. Și ăsta este un lucru extrem de important. E adevărat, dincolo de beneficiile directe aduse publicului țintă, vizat prin proiectele europene pe care le derulați, creați structuri umane aici, în Gorj, capabile să aspire în viitor fonduri europene, să gestioneze pe cont propriu. Da. Oamenii învață să-și ceară proiecte, drepturile, în primul rând. Își învață noua calitate de cetățeni europeni, unde există o libertate a accesului la informații, unde există o libertate la, știu, a mobilității, dar oamenii vor putea să fie chiar, cum să spun eu, sprijiniți, așa cum se întâmplă în lumea civilizată, da? Să-și caute un loc de muncă chiar și în afara județului. Nu este neapărat nevoie ca să fie aici. Domnule președinte, când ați venit în Gorj în materie de ONG-uri, ați găsit un loc aproape viran. Existau ONG-uri, dar din nefericire, ca și la nivelul macro, la nivelul țării, ONG-urile au fost create de cele mai multe ori pentru a rezolva niște probleme punctuale. Fie că le-au fost de natură politică, fie că le-au fost de natură, știu eu, economică, fie că au fost de natură umanitară. Proiectul, da? De respirație scurtă. Da? Și nu au fost gândite pe termen lung. Ceea ce noi, zic eu că am început să, deci avem niște rezultate concrete, este constituirea unor echipe de oameni care, vedeți, aici se îmbină într-un mod destul de clar, da, și noțiunea de voluntariat. Și asta este o altă atitudine, da, care este practic un element fundamental de schimbare de mentalitate. Noi eram învățați cu munca patriotică, cu munca aia voluntară, care era neplătită, care, mă rog, etc. și mai parte, era de cele mai multe ori forțată. Aici se schimbă puțin metoda, se schimbă, da, modalitatea, abordarea, paradigma și, practic,
avem o nouă abordare a ceea ce înseamnă, da, această implicare la un moment dat a cetățeanului în viața comunității, până la urmă, este responsabil. E o noțiune destul de relativă, că dacă dai cu mătura pe stradă în fața porții tale, ești primul beneficiar. Evident. Al actului de voluntariat pe care îl depui. Evident, dacă dai zăpada, etc. și mai departe, dacă îți zugrăvești casa. Dacă adică particip ca voluntar să crească nivelul de pregătire al profesorului din școala din cartierul tău, ești beneficiar direct. Copiii tăi vor învăța, dar într-o școală cu profesori calificați. Da? Copiii tăi vor avea strada măturată, vor avea mai puțin microbi, da? Copiii tăi vor avea un drum, da, și nu o să alunece, știu eu, pe zăpadă și așa mai departe. Adică e vorba de viața noastră, până la urmă, a tuturor. Nu este o problemă personală. Nu face cineva ceva pentru cineva. Este plătit. Am fost, obișnuiți cu chestia asta, că se ocupă altul de mine. Da. Ați instituit un nivel în materie de prestație ca organizație non-guvernamentală. Ne întoarcem un pic la politică, pentru că interesează mai mult telespectatorii. Dacă în materie de ONG în Gorj e un loc viran, politica își găsește aici aproape toate moravurile cu care ne-a obișnuit de când știm că se face politică pe planetă. Sunteți destul de bine informat în legătură cu ce se întâmplă la Gorj, în legătură cu prestația parlamentarilor de Gorj, în legătură cu fricțiunile existente între partidele politice, fie că fac parte din alianțe, fie că nu. La nivel de București, înțeleg că sunteți la fel de bine implementat. Aveți chiar o relație de rudenie cu fostul premier Tăriceanu. Deci nu se poate spune că plutiți în ceea ce peste ceea ce se întâmplă astăzi în România. În ce măsură credeți că ați putea fi acceptat în politica gorjeană, unde interesul e să fie totul apă și un pământ? Este în primul rând, este o provocare. Este o provocare și practic toate aceste, să le spunem, da, căutări, dacă vreți, ale mele personale, se bazează la un moment dat pe nevoia de a face un lucru, să spunem, bine făcut. În condițiile în care vor exista, știu, anumite libertăți, ca să spunem așa, libertatea de a face lucru într-un anume fel, da, atunci, da, pot să spun că, da, există determinarea, da, în ceea ce mă privește, ca să duc un anumit lucru de la un punct până la un alt punct. În cazul în care nu vor exista și metehnele de care vorbeați mai devreme, da, vor fi persistente, da, nu este niciun fel de motivație, pentru că eu nu-mi doresc ca să vin, să, indiferent de poziția pe care o ai eu, prin ceea ce am făcut în ultimii ani de zile, da, am demonstrat, dacă se poate spune așa, nu mi-am propus ca să demonstrez, deci n-am făcut-o demonstrativ, da, sau dacă am făcut-o, am făcut-o în special pentru mine personal, da, pentru că era până la urmă o provocare a mea, că se poate face și altfel, că se poate face o treabă ca lumea și că putem, într-un fel sau altul, da, să privim cu, să spunem, oarecare deschidere și cu oarecare optimism către ziua, da, de mâine. O întrebare foarte concretă. De ce astăzi Gorj nu e reprezentat la nivel național? Avem o echipă de parlamentari care nu există. În afară de faptul că nu există, o parte dintre ei uită să treacă prin Gorj. Mă refer la Victor Ponta, care vine doar la evenimente private și doar când e vorba de o campanie de alegeri internă în PSD. Mă refer la deputatul Surupăceanu, care la fel a uitat drumul Gorjului. Mă refer, dacă vreți, la un Claudiu Săftoiu, care ar fi putut fi un câștig pentru Gorj, dar nu e nici pe departe. Îl vedem în fiecare seară pe posturile centrale de televiziune, dar niciodată nu aduce vorba de județul pe care pretinde că îl reprezintă și în care probabil va candida. Cum facem să spargem această blocadă existentă între capitală și Gorj? Avem aici probleme esențiale. Avem un drum de la Rovinar la Sadu care a devenit impracticabil, deși a fost buget alocat între timp, s-a pierdut împrumutul. Avem la Rânca pe punctul de a debuta o carieră de granit imensă, de 45 de hectare, care va dinamita și la propriu și la figurat ceea ce putea să însemne stațiunea
Montană Rânca. Sunt probleme pe care nu le ridică nimeni. Aici, vă spun cu certitudine, în ultima jumătate de an n-a mai venit niciun lider politic marcant, n-a mai venit niciun ministru. Ultimele două personalități sunt Pirpiriu și Stafie, din PDL central, oameni pe care nu-i cunoaște nimeni nici la București. Cum facem să spargem această blocadă? De unde putem începe? Oamenii. Deci, este până la urmă o problemă, dacă vreți, a comunităților. Indiscutabil, nicio persoană, când ajunge într-o anumită poziție, nu își dorește ca să facă rău. Ab initio. Sunt unii care își doresc să ajungă în anumite poziții pentru ca să obțină, știu eu, alte poziții sau să obțină la un moment dat ceea ce și-au dorit. Asta este o problemă care deja, știu eu, este un atribut al istoriei, să spunem, într-un fel sau altul, pentru că nu poți ab initio să condamni pe cineva pentru o anumită, da, știu eu, dorință, da, de a reprezenta, să spunem, da, un grup social sau o comunitate sau o regiune și așa mai departe. Important este ceea ce se întâmplă după. Noi avem, pe de o parte, memoria foarte scurtă și nu uităm ce s-a întâmplat sau cum s-a întâmplat și cine, ce a făcut, ce atitudine a avut. Da? Și aici, da, este la un moment dat și vina sau este și rolul mass media. Da? Pentru că toate aceste lucruri, știți cum e? A trebuit să întrețină memoria socială mass media, dar exact, nu o face. Se apropie momentul și va începe o aglomerație. Va începe o aglomerație de promisiuni, va începe o aglomerație de, știu eu, asumări, de angajamente și așa mai departe. Deci ăsta este un lucru clar. Da? Pe de altă parte, trebuie să existe și o formă de responsabilitate. Da? Ori fiecare își percepe aceste responsabilități și până la urmă este și datoria, repet, a mass media, pentru că oamenii ăștia în campanie trebuie să întrebe, bun, și ce vei face pentru județ? Sau cum vezi anumite probleme? Sau cum? Și astea trebuie să readuse de fiecare dată pe tapet și trebuie să puse de fiecare dată pe hârtie. Din păcate, candidații sunt cei care finanțează mass media și, din păcate, candidații introduc listă cu întrebări în fața realizatorilor TV, dacă vreți. Ceea ce spuneați dumneavoastră... Se întâmplă și în America, să știți, sau, mă rog, până în America, de aici și până acolo, pe partea cealaltă a planetei. Poate suntem noi mai la debut în democrație românii, dar cred că... Nu, e vorba de exercițiu. Este vorba de niște înțelegeri, dacă vreți. Da? E vorba de un soi de, să spunem, de contract, de commitment pe care îl face, da, grupul respectiv, da, pentru a da, să spunem, într-o anumită formulă. Da, voiam să completez că jurnaliștilor gorjeni, în general, le lipsește cu desăvârșire respectul de sine. Ca și politicienii se vând foarte ușor. Din păcate, aici, probabil că a sesizat, există un parteneriat între ceea ce înseamnă oameni de presă și autorități. Deși în democrație, eu am să vă spun ce în am democrație, văzut la București. Oamenii de presă ar trebui să controleze puterea. Eu vă spun exact în sensul ăsta. Am constatat, dacă vreți, o ruptură între mass media centrală și, să spunem, zona fundamental decizională din politic. O ruptură comunicațională, dacă vreți, de profunzime. De regulă, uitați-vă că să fac uneori discuții între astea serioase, discuții pe buget, discuții pe strategii, discuții pe abordări, nu știu, pe învățământ, pe zona de educație sau pe zona de sănătate. Și în mijlocul emisiunii, da, îl taie pe, nu știu, pe ministru sau pe invitatul respectiv sau pe profesor universitar, pe doctor, pe chirurgul respectiv, dar spuneți așa un pic că a sărit unul cu parașuta de la etajul 3 și nu i s-a deschis decât la etajul 1, da? Breaking news și în momentul ăla s-a rupt filmul. Da. Unu, omul nu înțelege nimic, da? Este tot timpul într-o permanentă stare de șoc, cât s-au murit, cât s-au ars, cât s-a gălcat mașina, cât s-au lovit și mai departe. Eu nu spun că asta nu trebuie să existe din punct de vedere. Da? Nu mai avem niciun pic de cultură. Discutăm de schimbări de mentalitate și până la urmă, cum să schimbi mentalitatea când omului nu-i arăți celelalte palete? Da? Tu nu vezi decât scandalurile care sunt, disputele, care, în mod evident, se transferă și aici, în plan local. De, nu. Da, între a face educație și a face rating, presa e obișnuită să aleagă ratingul, iar ratingul le face prin manele, turcisme și alte lucruri.
Vorbeam de lipsă de respect de sine. La fel constat și la alegătorii din Gorj și nu numai. Va urma o cavalcadă de promisiuni și, așa cum bine subliniați, lipsiți de memorie socială, uitând ce li s-a promis acum 4 ani, vor înhăța gălețile cu ulei, cu zahăr, cum spune un colaborator de-al meu de la Gorj News, și se vor repede în cabinele de vot, fără nicio grijă și fără nicio apăsare față de viitorul lor și al copiilor lor, alegând aceleași fețe care tocmai încheie un ciclu de 4 ani în care i-au batjocorit. La ziarul de investigații Gorj News pe care îl conduc, am făcut un serial despre consilierii județeni care, la capătul unui mandat de 4 ani, nu sunt cunoscuți de nimeni. Eu, ca consumator de media, ca făcător de media, ca om care citesc tot ce se scrie în Gorj, nu-i cunosc pe oamenii, nu știu cum arată, n-am auzit în viața mea de ei decât în momentul în care am accesat pe site-ul Consiliului Județean lista consilierilor județeni. Este inadmisibil așa ceva. De regulă, când ajungi într-o poziție publică și funcția de consilier județean, realmente ar trebui să însemne ceva. Este echivalentul a ceea ce spuneam, acele parlamente, dar acum sunt consilieri cât sunt, da? 30 ceva de consilieri, nu? Atunci vor fi la nivelul regiunii probabil 100. Deci ăștia vor fi, să spunem, sunt mini-parlamentari, dacă vreți să spunem așa, ai județului. Deci ei, de ceea ce fac ei, depinde tot binele și tot răul din județ. Pentru că dacă ar exista o unitate de principii, nu neapărat politică, da? Sunt foarte puține lucrurile care îi separă în mod fundamental. Lăsând deoparte disputele astea centrale care sunt legate de persoane, că la unii place de nu știu cine, la altul nu-i place și așa mai departe. Da? Evident că există o permanentă bătălie între putere și opoziție, pentru că asta este democrația. E un sistem de prost, dar altul mai bun nu există în momentul de față. Da? Și atunci ei nu reușesc să se adune la un moment dat, da? Și să rezolve o problemă efectiv pentru comunitate. Pentru că eu n-am văzut până acum, nu în Gorj, n-am văzut în România, da, un Consiliu Județean, în integralitatea lui, să se ducă în față la un minister și să spună: bă, noi nu plecăm de aici până când nu rezolvăm problema asta. Că pe noi de asta ne-au votat ăia. Da? Da, ca să vă rezolvăm problemele. Da? Să mai ducea, nu știu, un Mischie, să mai ducea unul. Deci erau niște oameni care, prin natura, știu eu, e un joc al puterii pe care la un moment dat știi să-l folosești era într-un sens. Era partea bună a existenților așa numiților baroni. Da? Bun. Acum, în orice lucru, în orice demers social în care sunt incluși oamenii, în orice lucru care este făcut, da, există și o parte de bine și o parte de rău. În momentul în care răul devine dominant, atunci este o problemă. Ce ne facem cu baronii locali actuali? Și m-aș referi la Marin Condescu, care a ținut vreo 2 ani pe tricourile echipei Pandurii Târgu Jiu, principalul ambasador al orașului și al județului, Electra, da? Acest baron, Marin Condescu, n-a reușit să înființeze Electra. S-a tot vorbit, va fi sediu Electra la Târgu Jiu, va fi la Craiova. Polemici sterile, aducătoare de vânare de vânt. Acum avem pe tricou la Pandurii CEO. Se pare că baronul local Condescu nu este stare să înființeze nici CEO. Cum facem să deblocăm această situație? Eu am să vă spun o mică poveste. O mică poveste. Nu, o poveste este o realitate. Până nu de mult și chiar și în ziua de astăzi, da, în bugetele de la Ministerul Apărării, Ministerul Transporturilor și respectiv Ministerul de Interne, sunt prevăzute sume de bani care se duc către zona de sport, către zona cultural, sportivă și mai departe, către loturile echipelor respective. Mi se pare anormal. Eu, ca cetățean, da, mi se pare anormal, da, ca să fiu deopotrivă stelist, dinamovist și rapidist, da, și eu poate țin, nu știu, cu Craiova sau cu Timișoara sau cu Poliași. Da, este problema mea personală. Deci, în mod forțat, eu îi plătesc, da, pe cei de la Dinamo și de la Steaua. Și același lucru se întâmplă printr-o formă de extrapolare și la nivelul companiilor. Da? Cum este, nu știu, să spunem, da, RomGazul, SNL-ul, Petromul și așa mai departe. Fiecare are tipul ăsta de activități. Atâta vreme cât este o companie privată și cât ea are, prin natura responsabilității ei sociale, fie o formă de a-și stimula angajații, da? Și atunci înființează niște cluburi, mă rog, și așa mai departe, pe care le finanțează, da? Fie are o problemă de natură, știu eu, motivațională, da? Dom'le, avem echipa noastră, e tradiția noastră locală și așa mai departe, trebuie să facem, mi se pare absolut normal. Dar în momentul în care
În momentul în care în aceste demersuri, da, sunt introduse resurse, să spunem, fără ca să aibă o justificare fundamentată economică, atunci deja lucrurile încep să, așa cum spuneam, cu Steaua, Rapidul, Dinamo și așa mai departe. Pentru că există Stele și Dinamo-uri și așa mai departe, dar peste tot, de la Baia Mare și terminând cu oriunde în țara asta. Deci nu este o problemă specifică și pentru asta nu trebuie acuzat în mod direct. Dar este un model care se replică, ori noi nu, eu îmi propun ca să nu, cum să spun eu, să încerc să judec anumite persoane, da? Ci să judecăm niște principii, niște mecanisme pe care să le înlăturăm și să spunem, domnule, indiferent cum te cheamă pe tine, da? Că te cheamă, nu știu, Condescu, că te cheamă Hagi, că te cheamă Ilie Năstase sau că te cheamă Ion Iliescu, da? Toți trebuie să respectăm aceste principii. Și atunci lucrurile astea nu se mai întâmplă. Da? Plecam de la o comparație între baronii de altă dată, Rect Temischie, și baronii de azi, care sunt mult mai neputincioși decât ea de altă dată. Cu astăzi, cu Nicolae Mischie, președinte de Consiliul Județean, nu cred că eram noi gojeni atât de batjocoriți de o firmă obscură maghiară care să ia 5 milioane de euro pe nimic și să ne lase încurcați cu drumul ăsta atâta timp. Nu cred că cu Mischie... Domnul Daju, e o discuție din campania de data trecută, din 2008, cu drumul ăsta. 2011. Da, și iată că au trecut deja 3 ani de zile. Eu personal am participat la 2 discuții care s-au purtat la diverse perioade, era la un moment dat la transporturi, dacă nu mă înșel, Radu Berceanu, și a fost o discuție și a spus, gata, mă duc la București, pentru că lumea de aici se plângea. Da? Mă duc la București, a doua zi îi rad, da, desfințez, fac și așa mai departe. Pleca hotărât și nu se mai întâmpla. Și noi aici trebuie să ne punem problema. Unde să rupe filmul această comunicare cu nevoia specifică locală, da, a județului, în speță drumul respectiv, unde s-a blocat? Pe ce traseu, în ce loc s-a blocat acea hotărâre și fermitate, da, a ministrului, da, de la vremea respectivă, care a spus că în câteva zile îi cheamă pe ăștia și reziliază și rezolvă problema și evident se produce ce? O nouă încredințare, găsești o altă firmă, adică da, un lucru trebuie rezolvat pentru că aici nu se pune problema de că sunt unguri, că sunt nemți, că sunt, da, filipinezi. Aici se pune problema că drumul a trebuit făcut și punct. Da, cauza pe care o văd eu, suntem reprezentați în momentul de față la București de niște oameni mici, niște oameni neputincioși care se știu neputincioși, dar refuză să se alieze. Există o dihonie între parlamentarii de la PDL de Gorj. Există altă dihonie... Eu vă întreb acum pe dumneavoastră, da, ați văzut vreo reuniune cu cei 8 parlamentari de Gorj adunați ca să facă o discuție strategică despre problemele? Nu, a încercat președintele PNL Gorj, Dian Popescu, astăvară și nu s-a prezentat decât un sfert și cu asta basta s-a înmormântat. Nu, dar asta trebuie inițiativa să fie o chestie curentă. Asta nu e chiar o chestie de sărbătoare. Oamenii nu s-adună aici ca să, deci, să meargă să, dată, da, să discute o problemă. Grupurile parlamentare de Gorj nu se înțeleg, nu comunică între ele și revin la Victor Ponta, e un om puternic în statul român azi. Dacă vrea să intre într-o lună de zile la Casa Albă, eu cred că intră ca președinte PSD în România. Cred că putea să facă mult mai mult pentru Gorj în toți acești ani. De asta revin de unde am plecat. Există un loc viran în materie de reprezentare a omului de rând în politică în Gorj. Părerea mea dezinteresată este că sunteți binevenit și că puteți institui un nivel și în materie de politică. Încă așa cum ați procedat prin nimic Fundația nu se Delta. Poate, nimic nu se poate face de unul singur. Acest demers, dacă va fi pornit, da, pentru că nu se întâmplă mâine, poimine, este o problemă, este o decizie care, da, nu, sunt niște pași care trebuie făcuți pentru o astfel de decizie, indiferent care va fi ea, nu va porni sub nicio formă până în momentul în care eu personal nu mă voi asigura că am cel puțin din partea, știu eu, da, unei cantități consistente, da, un sprijin pentru un astfel de demers, da, din partea mass media. Pentru că de unul singur se pornește, da, un fel de Sancho Pancia, deci nu putem să facem și o astfel de treabă ca să dăm un exemplu, da? Dar ideea este să ajungem la o anumită concretizare a unor lucruri. Niște lucruri trebuie în mod fundamental să se întâmple. Eu am venit cu câteva inițiative, la fel cum am fost și asta cu partenerul
parteneriatul public-privat, am mai avut și alte inițiative, am avut și alte tentative de proiecte, să spun, care de multe ori s-au lovit de niște pereți. Nu am apelat la vremea respectivă la mass media, pentru că am considerat că nu sunt, mă rog, îndreptățit să o fac sub o formă sau alta, pentru că nu aveam să aduc niște reproșuri, decât eventual unor persoane care, într-o formă mai mare sau mai mică, nu și-au ținut cuvântul, să spunem, da? Pentru că de la o idee, noi putem să facem un inventar acum cu, să spunem, 10 probleme care trebuie rezolvate urgent în județul Gorj, da? Și facem o listă cu ele, da? Noi doi împreună mai chemăm câteva persoane care sunt interesate să participe la un astfel de demers, da? Și le punem după aia pe tapet. Și dacă ne apucăm și le disecăm și vedem unde este punctul cheie, punctul cald, decizional, că este aici, că e la nivel de județ, da? Că este la nivel de București, că este la nivel de minister, că e la nivel de guvern sau că e la nivel de parlament și mai departe, da? În momentul ăla lucrurile sunt clare, pentru că putem, da, împreună să arătăm cine nu-și face treaba sau cui nu-i pasă de județul Gorj, cine are mai multe, vedeți, aici este un echilibru între numărul de compromisuri pe care le faci, da, ca să ajungi într-o anumită poziție și ceea ce înseamnă respectiva poziție. Domnule președinte, n-ar lua mult mai puțin timp și ar fi mult mai simplu să răspundem la întrebarea cine își face astăzi treaba la nivel de reprezentare publică a oamenilor din Gorj. Sunt foarte puține nume și foarte greu de găsit. Deci eu am să vă spun că, da, mă refer la persoanele centrale, da. Victor Ponta este unul care și-a asumat întotdeauna această poziție, da. Da, în sensul că în dezbaterile publice, cele pe televiziuni, cele la care făceați referire, apropo de alți, știu eu, reprezentanți, da, să le spunem, dar care nu sunt... Noi, da. Și el o face probabil și datorită faptului că este într-un fel în aceeași poziție în care sunt și eu, dar nefiind gorjan, într-un fel are o, să spunem, o responsabilitate suplimentară vis-a-vis de chestia asta. Cei care sunt de aici consideră poate că implicit, da, lumea știindu-i că sunt, da, nu știu, că e din Târgu Jiu, că e din Motru, că e de la, nu știu, Rovinar sau de la Țicleni, da, lumea știe și atunci, bă, mă vede lumea și mă vede de acasă, sunt gorjan, niciun fel de problemă, da. Ducerea lucrurilor la bun sfârșit, la o finalitate, da, trebuie să facă și cu această subliniere. Deci, este, din punctul meu de vedere, este obligatoriu. Da. Pe de altă parte, au existat, da, din informațiile pe care le-am eu și, da, unii parlamentari care au încercat să au zbătut. Dar aici apare problema cealaltă, a poziției pe care o au ei personal, da? La nivelul partidelor pe care le reprezintă. Este corect. La puterea politică pe care o au, efectiv, puterea de decizie. Pentru că dacă nu ești acolo la masă unde se iau deciziile, unde se fundamentează bugetul sau unde există polul principal de putere, da, atunci evident că ești la mâna a doua, mâna a treia și trebuie să stai pe la uși, să te rogi, să vorbești și mai departe, pentru că ăia de acolo, șefii, indiferent că sunt la guvernare sau sunt în opoziție, te caut atunci când au nevoie de tine. Da, ca să concluzionez, dacă îmi permiteți, în materie de lobby, județul Gorj tinde spre zero în momentul de față. Trebuie luat un proiect, da, împreună cu mass media, da, și trebuie făcut profesionist. Corect. Cu campanie, cu susținere, cu mers la București, cu, da, uite, au fost, da, zilele trecute, nu știu, ieri, parcă, dacă nu mă înșel, da, niște profesori care au plecat la București. Da, niște profesori care s-au simțit, da, pe bună dreptate, nedreptățiți vis-a-vis de anumite mecanisme și proceduri care țin de Ministerul Educației și așa mai departe. E, acei profesori trebuiau să fie însoțiți. Corect. Trebuia să fie un om politic, da, de vârf, da, un parlamentar, care se meargă cu ei de mână, da, la ministru. Domnule președinte, din păcate, timpul alocat emisiunii noastre a expirat. Așa, vă așteptăm oricând. Timpul întotdeauna ne... În studio Gorj TV la panoul de onoare. Ne aduce aminte că suntem trecători. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc. Revenim după pauza publicitară cu o investigație de presă despre ceea ce înseamnă astăzi haznaua justiției gorjene.